Haideți să recunoaștem faptul că toate aceste device-uri miraculoase care ne înconjoară și de care suntem pasionați nu ar valora mare lucru fără conținutul care rulează pe ele. Nu ne credeți? Vă exemplificăm în continuare cu un top 5 jocuri care au lansat platforme. Adică jocuri care au făcut din platformele pentru care ele au fost gândite adevărate hituri la nivel mondial. Locul 5. Wii Sports pentru Wii. Nu este neapărat jocul care a vândut Wii-ul, dar este cel mai apropiat de acest statut. Wii-ul în sine este o platformă destul de diferită de ceea ce se găsește în mod normal pe piață, iar Sports este jocul care încununează perfect această platformă, adică este jocul potrivit pentru platforma potrivită. Wii Sports a fost vândut cu Wii-ul ca bonus o lungă perioadă de timp și dacă mai adăugăm la asta și Wii Fit, aceste două titluri au vândut milioane de console. Există o statistică ce spune că multe din între consolele Wii vândute au avut maxim 3-4 jocuri, și Wii Sports este unul dintre cele mai întâlnite. Locul 4. Halo 2 pentru originalul Xbox. Cu toate că primul Halo este responsabil pentru succesul răsunător, Halo 2 este catalizatorul care a vândut cele mai multe unități. A definit și dominat piața până în momentul în care Modern Warfare a apărut, mulți fiind extrem de interesați de două lucruri. Povestea care nu era rea și componenta multiplayer. Două lucruri care și-au pus amprenta și-au transformat originalul Xbox într-o poveste de succes. Cine știe, poate dacă Halo 1 și 2 nu existau, poate că acum Microsoft nu mai producea console. Sigur, asta este doar o teorie. Locul 3. Sonic the Hedgehog. Sega Mega Drive. Lupta dintre Sega și Nintendo este una dintre cele mai memorabile înfruntări între doi coloși în lumea gamingului. Poate doar recentul incident de la E3 în care Sony le-au explicat celor de la Microsoft cum se schimbă jocurile ar ajunge la aceleași cote. În rest, pe vremuri, Sega dorea să domine piața, iar Sonic era răspunsul pentru instalatorul celor de la Nintendo. Mai rapid, mai cool, mai colorat și mai ales îngloba tot ceea ce era interesant în materie de jocuri în anii 90. Totuși, primul Sonic a avut un succes nebun la public, vânzând unitate după unitate, echivalentul unei imprimante de bani pentru Sega. Dar popularitatea celor de la Sega și a ariciului lor albastru nu a fost de lungă durată. Totuși, în anii 90, Sonic a vândut o groază de console. Locul 2, Super Mario Bros. pentru Nintendo Entertainment System. Acest loc 2 poate fi la fel de bine ocupat și de Rob the Robot, Duck Hunt și Super Mario Bros. Doar Super Mario însă a reușit să vândă cu adevărat nesuri în anii 80 mai multe prin comparație cu restul. Era la vremea respectivă un joc ca oricare altul, cu o poveste firavă și cu elemente de platforming, dar gameplay-ul a reușit să captiveze publicul și să vândă nesuri într-o veselie. Mai mult a transformat Nintendo în powerhouse-ul care este în ziua de astăzi, singurul joc care se apropie ca și popularitate de el fiind Zelda, dar și aceasta pălește prin comparație cu ocupantul primului loc din acest top. Pe primul loc este evident Tetris pentru Game Boy. Dacă există un exemplu de marketing bine gândit și de urmat, dar și un joc care a vândut milioane de console, Tetris este răspunsul corect. Nintendo a dat lovitura cu acest joc, fiind inclus în pachet cu originalul Game Boy, făcând consola să dispară încet dar sigur de pe rafturile din întreaga lume. Jocul nu numai că era absolut senzațional, dar pur și simplu adăuga valoare unui sistem portabil, lucru pe care cei de la Sega au încercat să-l simuleze cu al lor Game Gear. Doar că Sega nu avea. Tetris, jocul care a vândut mai multe console decât oricare alt titlu de pe această listă. Nu ne credeți? Există Wikipedia și Google.